să mai rămânem câteva minute în picioare. Deschideți-vă, vă rog, Bibliile, cei care le aveți la voi. Aș vrea să ne uităm în această seară, în Vechiul Testament, la un pasaj pe care cred că îl cunoașteți cu toții. 1 Împărați, capitolul 19, o să citesc de la primul verset până la 18. Este un text un pic mai lung, dar ne dă contextul a ceea ce vreau să vorbim în această seară. Iată ce spune Biblia. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața, a ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu, unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un ienupăr și iată că l-a atins un înger și i-a zis, scoală-te și mănâncă. S-a uitat și la capătul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău și au sfărâmat altarele tale, au ucis cu sabia pe prorocii tăi și am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela și după vânt a venit un cutremur de pământ, Domnul nu era în cutremurul de pământ și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Să ungi pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împăratul lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce îl va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Jehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorâ Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dragii mei, mă bucur să fiu cu voi în această seară, mă bucur tare mult de cântarea de laudă, mă bucur de pasiunea cu care au cântat tinerii și acum vreau să deschideți Bibliile, că aveți o Biblie clasică sau că o aveți pe telefon, vă rog să o deschideți. Este un mod bun de a folosi telefonul ca să citești Biblia, pentru că vreau să vă vorbesc în această seară despre ceva ce Domnul mi-a pus pe inimă și cred că e un lucru pe care fiecare dintre noi l-am trăit sau poate unii dintre voi îl trăiesc chiar în seara asta. Simt că Duhul lui Dumnezeu este la lucru în locul acesta. Și aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă pe fiecare dintre noi. Și asta nu pentru că am eu să vă spun ceva ce alții n-au mai predicat, ci am pe inimă un mesaj simplu pe care Dumnezeu mi l-a dat și aș vrea să vi-l împărtășesc vouă. Și vreau să vă vorbesc despre ceva ce am intitulat păcate despre care nu vorbim. Nu vorbim noi despre ele, dar vorbește Biblia. Și sub acest titlu vă vorbesc în seara asta despre autocompătimire sau plânsul de milă. Atunci când ajungi în situația să-ți plângi singur de milă. Și cred că unul dintre lucrurile pe care generația noastră le-a dus la perfecțiune, este exact acest păcat, acest
dezavantaj, acest lucru negativ pe care ni-l asumăm în viața noastră. Și aș vrea să ne uităm în Biblie în seara asta, pentru că dacă suferi de această problemă și îți plângi de milă, îți place să te compătimești, să știi că nu ești tu nici primul și nici cel care a inventat lucrul ăsta. Cu mult înainte de noi au fost oameni din Scriptură, oameni, am spune noi, mare al lui Dumnezeu, pentru că Ilie a fost un mare profet al Vechiului Testament, un om folosit de Dumnezeu, dacă vă veți uita în Scriptură, pentru lucrări extraordinare. Și totuși, pe cât de mare om al lui Dumnezeu era Ilie, pe atât de mult s-a complăcut în lucruri în care ne complacem și noi. O dovadă în plus a faptului că, de multe ori, deși ne credem mari, deși ne credem puternici, suntem plagiați sau atinși de aceleași lucruri pe care mulți și toți oamenii le suferă. Vreau să vă uitați împreună cu mine în textul acesta și ca să aveți contextul întreg, biruința despre care vorbește Biblia vis-a-vis de Ilie a avut loc doar cu un capitol înaintea celui pe care l-am citit eu și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că Ilie a urcat pe muntele Carmel și a avut o mare biruință în a dovedi că Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, este singurul Dumnezeu adevărat. Zice Biblia că a omorât pe cei 450 de proroci al lui Baal, pe cei 400 de proroci ai Astarteei, dovedind că Dumnezeul lui Israel este singurul Dumnezeu. Citiți capitolul 18, este foarte frumos, foarte interesant modul în care se explică acest lucru. Și după această mare biruință, Izabela, care era împărăteasă, nevasta lui Ahab, a trimis un mesager la Ilie și a spus cam așa. De aici am început eu citirea în seara asta. Mesajul suna simplu, să mă pedepsească zeii, spunea ea cu toată asprimea, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut-o cu viața prorocilor, lui Baal și Astartei. Și știți ce face Ilie? Pe cât de mare a fost biruința, pe cât de mult succes a avut, dacă putem să punem din perspectivă umană, pe atât de mult a fost afectat Ilie de acest mesaj. Și știți ce face Ilie? În loc să se confrunte cu realitatea, face ceea ce facem noi adesea. În loc să se încreadă în Dumnezeu, în loc să se roage lui Dumnezeu, în loc să o înfrunte pe Izabela, pentru că până la urma urmei, dacă ar fi să fim obiectivi 100%, dacă Izabela îl vroia mort, trimitea un ucigaș, nu un mesager. Ilie însă, timorat, frustrat, speriat, îngrozit, fuge. Și ăsta este primul lucru la care vreau să mă opresc în această seară. Sunt doar câteva lucruri foarte clare exprimate aici în Scriptură. De multe ori când ajungem să ne plângem de milă, când ajungem într-o situație ca și Ilie, și veți vedea că Ilie a ajuns să-și plângă de milă până acolo încât a zis, Doamne, vreau să mor. Nu știm de ce vroia să moară. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, dacă ținea neapărat să moară, putea să rămână unde era și să-i spună Izabelei, trimite pe cineva să mă omoare pentru că vreau să mor. În realitate nu vroia să moară. În realitate Ilie nu făcea decât să-și plângă de milă. Și primul lucru pe care, dragilor, îl facem ca oameni, deseori ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și oameni care ar trebui să ne încredem în Dumnezeu, este că evadăm din lumea reală și ne refugiem într-o lume imaginară. Și aici e o treabă pe care fiecare dintre noi o facem. Din păcate prea des. Încercând să evadăm din lumea reală în care ne confruntăm cu provocări, cu greutăți, cu frustrări, cu eșecuri, încercând să evadăm dintr-o lume care pentru noi uneori este prea greu de înfruntat, ne refugiem într-o lume a noastră imaginară. Și asta face Ilie. Dacă citiți cu atenție pasajul și îl parcurgeți și chiar vă rog să meditați asupra lui, veți vedea că Ilie este tipologia sau reprezintă tipologia omului care fuge de realitate. Și sunt aici între voi tineri care confruntați cu provocările și greutățile vieții,
Poate cineva va zice, dar la vârsta mea nu prea am nu știu ce greutăți, da? Există probleme și provocări specifice vârstei voastre. De multe ori în discuțiile pe care le am cu tineri, îmi dau seama că primul lucru pe care îl fac când se lovesc de o problemă este că încearcă să evadeze din realitate și să se ascundă în imaginar. Și asta face Ilie. Ilie fuge de unde era el, în pustie și se ascunde. Și în mintea lui își creează un scenariu imaginar. Scenariul imaginar începe să se deruleze în mintea lui. Și acest scenariu în care Ilie trăiește în lumea asta creată de el, în imaginarul acesta, Ilie este o victimă. Dați-mi voie să vă spun că sub nicio formă Ilie nu era victimă. De fapt, Ilie a avut o mare biruință spirituală. E foarte interesant cum diavolul reușește să-ți schimbe mentalitatea prin a-ți planta ceva în minte și de la o mare biruință spirituală, dintr-o dată te consideri victimă. Și asta face Ilie. Dar face un joc periculos pe care îl facem și noi. Și jocul ăsta periculos este că încercăm să evadăm din realitate, să nu avem curajul să confruntăm realitatea și să ne ascundem într-o lume imaginară. De ce ne place? De ce vă place vouă ca și tineri să vă ascundeți într-o lume imaginară? Poate cineva o să spună, dar ce înseamnă lumea imaginară? De multe ori lumea imaginară este lumea în care noi suntem niște supereroi. Uitați-vă pe pozele de profil din orice fel de aplicație de pe telefonul vostru. Indiferent ce folosiți. Că folosiți Snapchat, Instagram, nu știu dacă mai folosiți Facebook, ăla e pentru oameni bătrâni, nu e pentru voi. Mă uit câteodată la câte o imagine a cuiva și profilul tău de WhatsApp. Am avut surpriza de a încerca să mă întâlnesc cu persoane cu care am comunicat pe WhatsApp, pentru diferite motive, lucru, acțiuni în biserică și am avut șocul vieții mele când am încercat să identific persoana cu care trebuia să mă întâlnesc cu poza de pe WhatsApp. Și mi-am zis, ceva nu-i în regulă. Toți știu de Photoshop, chiar așa e de popular. Dragilor, asta e, într-un fel sau altul, încercăm să fugim de realitate și să ne refugiem într-o lume imaginară. Dar de ce facem asta? Hai să ne uităm repede la ce face Ilie. Fugim din lumea reală și ne creăm lumea noastră imaginară. De ce? Că ne concentrăm pe sentiment și renunțăm complet la raționament. Ilie, deși era un om spiritual, deși avusese o biruință spirituală, dintr-o dată se lasă condus de sentiment. Și dragul meu tânăr, când viața ta e condusă de sentiment, raționamentul se deconectează. Dintr-o dată Ilie zice, mi-e frică. Izabela vrea să mă omoare. Mi-e frică și trebuie să fug. Ilie, dintr-o dată, deși te-ai fi așteptat la el să fie un om rațional, măcar rațional, dacă nu credincios, să zică, stai un pic, rămân aici. Dumnezeu mi-a dat o mare biruință. Am văzut că Dumnezeu este cu adevărat cine spune că este. Ilie, dintr-o dată, se lasă condus de sentiment. Și raționamentul lui pică. Știți că asta facem și noi. Se întâmplă ceva în viața noastră, încercăm să fugim în lumea noastră imaginară și acolo avem luptele noastre, dialogurile noastre. Știți că în mintea noastră noi vorbim cu toți cei care ne-au rănit, ne-au făcut să suferim și în mintea noastră avem curaj să fim supereroi. Spuneți-mi dacă nu e adevărat ce vă zic eu. Avem conversațiile astea curajoase. Mă întâlnesc cu el, îi spun. Dar de unde te întâlnești cu el? Conduce sentimentul sau cu ea sau cu cel care te-a rănit sau înțelegeți ce vreau să vă spun? Ilie, dintr-o dată, raționamentul lui dispare înlocuit de sentiment. Știți că lumea în care trăim și care nu-L cunoaște pe Dumnezeu face exact același lucru. De-aia oamenii se refugiază în mediul online. Acolo unde tot ce ești tu e un profil de învingător. Niciodată un profil al unui om de pe online nu va fi unul de loser. Totdeauna aspectul e perfect, realizările sunt impecabile și ireale, pentru că în viața reală el n-are curajul să se confrunte. De acolo, în mediul ăla unde te ascunzi după un profil, arată fain,
Citeam zilele trecute și îmi pare rău că nu rețin toate, dar m-am amuzat singur despre, vis-a-vis de o chestie interesantă pe LinkedIn, cum ne descriem noi realizările noastre. Cineva și-a luat permisul de conducere. Asta e o realizare bună, da? Normală. Limbajul LinkedIn-ului era un sfert de pagină cu un achievement grozav. E ca și cum omul a încercat să pună piciorul pe lună și a reușit. Nu era doar un permis de conducere. Da, îți trebuie un pic de efort, trebuie să înveți un pic, trebuie să fii atent un pic, trebuie să înțelegeți ce vreau să vă spun. Sentimentul ia locul raționamentului, da? Oamenii se adăpostesc, unii se ascund în droguri, alții se ascund într-o viață de imoralitate, pentru că în lumea reală n-au curajul să se confrunte cu problema lor, cu frustrarea lor, cu frica lor. Și atunci fug în imaginar. Și acolo în spatele unui ecran ești tare. Acolo poți să scrii comentarii, pentru că nimeni nu știe cine ești tu cu adevărat. Da? Asta e primul lucru care te face să fugi de realitate, să te ascungi în imaginar. Atunci când renunți la sentiment în favoarea renunți la raționament în favoarea sentimentului. Și mai ceva. Facem acest lucru pentru că analizăm prea mult și acționăm prea puțin. Dragi tineri, știți ce înseamnă asta? Analizezi prea mult și acționezi prea puțin. Eu numesc acest lucru paralizie prin analiză. Asta a făcut Ilie. A zis, Izabela vrea să mă omoare. Repet, nu cred că vroia să-l omoare, că îl trimitea pe careva să-l omoare, dacă vrea cu adevărat. Știți că de multe ori suntem paralizați de atâta analiză. De asta ne trebuie 1000 de review-uri ca să ne cumpărăm un aspirator. Da? Ne uităm, citim ce au scris unii, ce au scris alții, pro, contra, din câte zeci de review-uri, câte sunt pozitive. Facem un aspirator, e un aspirator. O cafetieră e o cafetieră. Fiecare își va da părere acolo, dar recomand în baza ce? E un aspirator, da? Eu mă duc și cumpăr ceva pentru că cineva a analizat în locul meu. E mult mai ușor să analizez, să analizez și apoi să nu pot să acționez. Și mai ceva, exact ce face Ilie, facem și noi. Ne lipsește curajul să ne confruntăm temerile. În seara aceasta, dragi tineri, vreau să vă spun ceva. Dacă vrei să vii în lumea reală, trebuie să-ți confrunți temerile. Nu știu dacă ați fost atenți la ce s-a cântat aici. Dar au fost cel puțin două cântări care aveau un mesaj extraordinar. Sper că l-ați prins. Dumnezeu este Cel care ne cheamă să ne confruntăm realitatea. Mărturia pe care am auzit-o. Vei avea momente în zi și în viața ta în care te vei lovi cu capul de gard sau de perete. Trebuie să ai curajul să privești realitatea în față și temerile tale și să știi că dacă te pocăiești și te smerești înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da biruința. Dar trebuie să ai curajul. Știți că oamenii care au câștigat lupte nu sunt aia care au fugit de ele. Știți că există un risc calculat dacă Dumnezeu e de partea ta. Și noi zicem că Dumnezeu e de partea noastră, nu? Întrebarea e dacă și credem asta. Dacă Dumnezeu e de partea ta, aruncă-te în luptă. A apărut juniorul David, tinerelul David, acolo în Valea Terebinților. Luptau armatele lui Saul, profesioniști, soldați de carieră. Iar în partea cealaltă a văii erau filistenii. 40 de zile soldații profesioniști n-au scos odată sabia din teacă, n-au inițiat niciun fel de atac și de două ori pe zi, în timpul celor 40 de zile, venea Goliat în valea aia și își bătea joc de ei și de poporul lui Dumnezeu și de Dumnezeu. Și nimeni n-a făcut nimic, până când a venit David. Și David, citiți ce vă spun eu, scrie în Biblie cu detalii, cu lux de amănunte. Vine David și întreabă ce se întâmplă aici. Taică-sul trimisese de acasă să ducă de mâncare fraților și să se intereseze cum merge lupta. Și David zice, păi am venit la o luptă, nu se întâmplă nimic. Nu. Toți au zis, eu unul aici, păi noi nu-l putem
învinge. Nici n-are rost să încercăm. Știți de ce? Pentru că uneori ne lipsește curajul să ne confruntăm temerile. David a zis, mă duc eu să lupt cu Goliat. L-au luat peste picior frații lui, Saul. I-a spus, tu? Ce știi tu despre luptă? Ăsta e profesionist. David a zis, nu se poate. Despre luptă nu știu multe, dar despre Dumnezeu știu suficient. Și Dumnezeu care mi-a dat putere să mă confrunt cu temerile mele când m-am luptat cu ursul și cu leul, îmi va da putere să mă confrunt cu Goliat. Citiți finalul. Fugim de realitate și ne ascundem în imaginar și pentru că lipsește curajul să ne confruntăm temerile. Al doilea lucru, doar patru lucruri vreau să vă spun, care cred că sunt principii atât de frumoase și de simple în Scriptură. Autocompătimirea sau plânsul de milă începe atunci când fugim de realitate și încercăm să ne ascundem în imaginar. Al doilea lucru, versetul 4. Zice Biblia, el s-a dus în pustiu, unde după un drum de o zi, a șezut sub un ierupăr și a dorit și dorea să moară zicând, destul, acum Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Al doilea lucru pentru care ne plângem de milă, ne compătimim singuri, este faptul că pe lângă fuga de realitate și încercarea de a ne ascunde în imaginar, mai facem ceva. Și este un joc periculos. Biruințele trecutului devin pentru noi amintiri dureroase în prezent. Și sunt aici unii dintre voi care ați avut părtășii frumoase cu Dumnezeu în trecut. Și biruințele voastre frumoase din trecut devin niște amintiri dureroase acum în prezent. Pentru că asta zice Ilie. S-a pus sub un ienupăr și a zis, Doamne, vreau să mor. De ce? Zicea el, destul, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Ești aici în această seară și biruințele trecutului au ajuns pentru tine doar o amintire dureroasă astăzi. Păi odată mă încredeam în Dumnezeu, dar acum mi-e frică să mai cred. Nu știu dacă Dumnezeu mă mai iubește. Nu știu dacă lui Dumnezeu îi mai pasă de mine. Nu știu dacă Dumnezeu mai vrea ceva cu mine. Și mai trist, nu știu dacă Dumnezeu mai are ceva pentru mine. Vreau să vă spun, dragi tineri, toți am trecut pe acolo. Dacă suntem suficient de onești cu noi înșine. Viața cu Dumnezeu nu e o viață fără semne de întrebare. Dar nu semnele de întrebare contează. Și atunci când Dumnezeu îți clarifică ceva. Știți că marele Ioan Botezătorul, despre care Biblia spune că a fost cel mai mare om născut din femeie, de fapt sunt cuvintele Domnului Iisus. Știți că Ioan Botezătorul a avut întrebări, aruncat în temniță, Ioan a pus această întrebare, trimițând ucenicii lui, mergeți și întrebați-L pe Hristos, ești tu acela? Sau așteptăm pe altul? Sunt aici să vă spun că uneori biruințele din trecut pot fi amintiri dureroase acum. Și de ce se întâmplă asta? Pot să vă dau un pic tipologia lui Ilie. Se pune sub un ienupăr, sub un arbust și vrea să moară literalmente. Spune, Doamne, ia-mi viața că nu-s mai bun decât cei dinaintea mea. De ce facem asta? În primul rând facem asta pentru că credem că Dumnezeu lucrează după niște tipare. Și noi ca oameni credem că știm ce face Dumnezeu. E un tipar și știm că Dumnezeu merge după tiparul ăla. Ei bine, Dumnezeu nu lucrează după tipare, noi o facem. Noi credem că dacă Dumnezeu în trecut a lucrat într-un fel, trebuie să lucreze și acum tot așa. Uităm un lucru, Dumnezeu e suveran. El face tot ce vrea, în cer și pe pământ. Așa zice Biblia. O face pentru binele nostru. Problema noastră este că biruința spirituală a trecutului devine o durere în prezent, o amintire dureroasă pentru că noi credem că Dumnezeu trebuie să meargă după un tipar. Și de fapt tiparul ăsta l-am învățat și zicem, așa lucrează Dumnezeu. Și dacă nu face Dumnezeu așa, spune Ilie, tiparul e ăsta, Doamne, predecesorii mei au fost eșecuri, eu n-am cum să fiu altfel. Îți vor zice oamenii la biserică, mă, eu știu din ce familie ești tu. I-am cunoscut pe toți ai tăi. Nici tu nu ești altfel. Oare? Putem noi avea aroganța să ne asumăm că Dumnezeu nu poate să lucreze în viața noastră în mod suveran? Ilie zice, vreau să mor. De ce vrei să mor, Ilie?
Pentru că trăiești cu impresia că Dumnezeu este ținut în loc de niște tipare. Dacă predecesorii tăi n-au făcut mare lucru, nu vei face nici tu? De ce? Tocmai ai făcut un lucru grozav. Tocmai ai avut curajul să stai în fața a 850 de proroci și n-ai curajul să stai în fața unei provocări. A stat în fața 850 de proroci și a chemat numele lui Dumnezeu și vine cineva și transmite un mesaj și zice Ilie, Doamne, stai un pic că tiparul pe care îl știam despre tine nu mai merge. De asta, trăim după o tipologie, da? Înțelegem că Dumnezeu lucrează după niște criterii stabilite de noi, printre care și meritul. Pot să fac aici o mică paranteză și să vă spun că de multe ori autocompătimirea sau propriul nostru sentiment în care ne compătimim are la bază și ceva ce poartă numele de mândrie. Adică eu merit ceva de la Dumnezeu și Dumnezeu într-un fel sau altul e dator să-mi fac asta. Sunt aici să vă spun că niciunul dintre noi nu merităm nimic. Dacă avem ceva de la Dumnezeu, e harul Lui. Nici de cum meritul meu. Cumva dacă sunt pocăit, Dumnezeu mă va feri de toate nenorocirile. Da, Dumnezeu ne păzește și ne binecuvântează. Dar nu-mi garantează Dumnezeu că nu o să mi se întâmple nimic rău. Credința, dragii mei, nu este garanția că totul se termină cum vrei tu și totul se termină bine. Credința, ascultați-mă bine, dragilor, credința nu este garanția că totul se termină bine. Credința e garanția că atunci când totul se termină, tu ești bine. Sunt două lucruri complet diferite. Noi credem că dacă avem credință, Dumnezeu va face tot ce credem noi. Nu! Dacă avem credință, știm că atunci când se termină totul, vom rămâne în picioare prin harul și îndurarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să ai credință. Să crezi că Dumnezeu este cu tine acolo pe drum, da? De ce așadar biruințele din trecut devin amintiri dureroase ale prezentului? Mai e un motiv. Pentru că noi stabilim că limitele noastre sunt limitele lui Dumnezeu. Știți ce a zis de fapt Ilie? Vreau să mor pentru că cineva caută să-mi ia viața. De fapt Ilie zice, Doamne, eu sunt într-o criză și limitele mele știu că și limitele tale. Nu e așa că de multe ori ne gândim, doar pentru faptul că noi suntem limitați. Cumva în mintea noastră se formează ideea că și Dumnezeu e limitat. E bine, Dumnezeu nu este afectat de limitele noastre sub nicio formă, indiferent care ar fi ele. Ilie își dă seama, sau cel puțin încearcă, a uitat complet că Dumnezeu e atotputernic, a uitat complet că Dumnezeu a coborât foc din cer și a mistuit jertfa și cele 12 găleți de apă care erau turnate acolo, a uitat complet asta. Și a zis, Doamne, eu sunt limitat. Înseamnă că și Tu ești limitat. Oare de câte ori, dragi tineri, nu L-am limitat noi pe Dumnezeu la ce poate face? O, nu spunem cu cuvintele acestea. Dar spunem, Dumnezeu pe alții îi vindecă, dar pe mine nu mă vindecă. Dumnezeu îi binecuvântează pe alții, dar pe mine nu mă binecuvântează. Haideți să încercăm să învățăm în această seară. Ce ne face să ne plângem de milă? Repet, o facem atunci când ne refugiem de realitate în lumea noastră imaginară. Doi, o facem atunci când lăsăm ca biruințele trecutului să devină niște amintiri dureroase ale prezentului. Și mai facem ceva când ne autocompătimim. Versetul 10. Zice Biblia că Dumnezeu îi dă de mâncare lui Ilie și Ilie pornește spre muntele Horeb. Și versetul 10 spune așa, vă citesc și versetul 9, de acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit, ce faci tu aici, Ilie? Și ascultați răspunsul lui Ilie. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas singur, numai eu, singur și caută să-mi ia. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Când ne autocompătimim, când ne plângem de milă, mai facem un lucru și se întâmplă un lucru în viața noastră.
activitatea asta, cu semnele, cu ghilimele de rigoare, cultivă în noi o mentalitate de victime. Și aș vrea să zăbovesc doar 2 minute, după care mai vreau să vă spun încă o idee faină pe care o văd în text și apoi vreau să ne rugăm. Știți că atunci când ne comportăm ca Ilie, știți ce zice Ilie? Doamne, am fost plin de râvnă, cu accentul pe am fost. Dumnezeu, în mod ironic, dacă vreți, îl întreabă pe Ilie, ce faci, Ilie, aici? Nu-i ca și cum Dumnezeu nu știa ce făcea Ilie. Dumnezeu îl confruntă pe Ilie și Dumnezeu te confruntă pe tine în această seară. Ce faci aici, tinere dragă, tânără? Știți ce face Ilie? A fugit și s-a ascuns într-o peșteră și Dumnezeu îl confruntă. Dumnezeu îl confruntă pentru că Ilie face ce facem și noi. Ne preluăm mentalitatea de victime. Știți că bisericile sunt pline de oameni care se cred victime. Sunt pline de oameni care luptă cu ceilalți la baionetă. Ați văzut câte unul din ăsta care îi în luptă cu toată lumea. Nu contează cine, toți sunt într-o mare conspirație, iar el este singur. Zice câte unul, toți sunt împotriva mea în biserică. Serios, 3/4 nici măcar nu știu că tu existi. Toți au ceva cu mine. Știți ce e asta, mentalitate de victimă? Am încercat și tot ce am încercat am eșuat. Știți că e foarte interesant când adopți mentalitatea asta de victimă, vreau să vă spun câteva lucruri și vă rog să meditați la ele, da? Nu vrei să fii tratat așa cum crezi tu că meriți, pentru că altfel ți-ai pierde sursa îndreptățirii în fața eșecurilor. Nu vrei ca criticii tăi să tacă, pentru că atunci ți-ai pierde sentimentul de superioritate care vine din faptul că ești mereu atacat. Nu vrei să cauți vindecarea de rănile trecutului tău, pentru că există o dulceață în suferință și în lacrimile alea amare. Autocompătimirea spune că eu sunt cel bun pentru că tu mi-ai făcut rău. În realitate nu e așa. Eu poate am fost nedreptățit, tu poate ai fost nedreptățit. Dar asta nu te îndreptățește să-ți plângi de milă. Știți ce zice Ilie? Am încercat, Doamne, cu ei, dar n-am reușit nimic. Sunt o adunătură de păcătoși, am fost plin de râvnă, dar am eșuat. Da? Aș vrea, dragi tineri, dacă vreau să vă spun ceva, nu cultivați niciodată în voi mentalitatea de victime. Eu știu că viața e grea. Eu știu că sunt multe greutăți și frustrări și eșecuri. Ne place, e foarte comod să spunem, suntem victima sistemului, da? La școală, toți sunteți victime, sunt convins. Ai sistemului școlar, ai diriginților, al profesorului care are totdeauna ceva cu mine. Știi când o să... Când nu o să mai aibă nimic profesorul cu tine. Când te întreabă ceva și poți să-i răspunzi. Atunci n-are absolut nimic cu tine. Suntem victime. Oh, dacă m-aș fi născut într-o familie cu oameni înstăriți. Oh, dacă aș fi avut alți părinți decât cei pe care îi am. Oh, dacă aș fi avut altă conjunctură. Știți că mentalitatea de victimă otrăvește relațiile între noi. Și nu am acum timp să intru în detalii, doar vi le punctez, otrăvește relațiile între oameni. Mentalitatea de victimă îți împiedică pocăința, pentru că tu ești întotdeauna cel bun și întotdeauna ceilalți sunt răi. Mentalitatea de victimă îți îndreptățește în mintea ta comportamentul egoist. Eu sunt rău pentru că toți au fost răi cu mine și eu sunt îndreptățit să fiu rău cu tine. Îl întreb pe câte unul ce faci? Și te inundă cu o avalanșă, cu un tsunami de dureri și nemulțumiri. Știți că uneori când cineva te întreabă ce mai faci, nu așteaptă neapărat un răspuns. Multe ori când întrebăm ce faci, vine peste tine așa o avalanșă. Și mai un lucru,
Și asta este ceva ce mă încurajează pe mine și doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă încurajeze și pe voi prin asta. Ascultați ce face Dumnezeu cu Ilie. El zice, răspuns, versetul 10 a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Dumnezeu și spune, el am rămas numai singur. Și ascultați în versetul 11, ce face Dumnezeu? Domnul i-a zis, l-a ascultat, i-a ascultat frustrarea și a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Asta e lucru cu care vreau să închei, da? Autocompătimirea sau plânsul nostru de milă se întâmplă când? Atunci când fugim din realitate, ne ascundem în imaginar. Doi, atunci când am spus biruințele trecutului, lăsăm să devină doar niște amintiri dureroase ale prezentului. Am spus că autocompătimirea creează în noi sentimentul că suntem mereu victime. Mereu suntem nedreptățiți. Dar versetul ăsta mie îmi dă multă speranță. După ce Dumnezeu îl ascultă pe Ilie, în conjunctura în care este, îi zice, Ilie, e timpul să ieși din peșteră. Dragi tineri, am pe inimă. Știu că sunt unii dintre voi aici care vă ascundeți de multă vreme în peștera voastră. Aveți o peșteră și vă ascundeți în peștera voastră pentru că sunteți frustrați, îndurerați, ați trecut prin eșecuri. Știți ce face Dumnezeu cu Ilie și ce face Dumnezeu și cu noi în seara asta? Este că Dumnezeu te confruntă în peșteră, acolo unde ești, dar începe să-ți vorbească abia după ce ai ieșit afară. Observați, am citit până la versetul 18 și spun multe lucruri frumoase în credești, dar în textul ăsta, dar vă zic doar atât. Dumnezeu te confruntă acolo unde ești, în peștera ta, însă îți vorbește abia când ai avut curajul să ieși. Ilie iasă din peșteră în sfârșit. Dragul meu tânăr, vreau să ne rugăm în câteva minute și aș vrea să simt să vă spun că sunt unii dintre voi care în seara asta sunteți într-o peșteră. Sunt multe peșteri. Poate ești aici ca și Ilie, în peștera amenințărilor oamenilor. Poate cineva a băgat groaza în tine într-o conjunctură sau alta. Și stai în peștera aia ca și Ilie și te prinde o noapte, te prind două. Și în seara asta Dumnezeu m-a trimis pe mine să-ți spun, dragul meu tânăr, e timpul să ieși din peștera aia. Că Dumnezeu are ceva pentru tine. Observați că Dumnezeu îi zice lui Ilie, ce cauți aici, Ilie? Ce faci tu în peșteră? Nu îl întreba pentru că nu știa Dumnezeu. Cea Ilie, ce faci în peșteră? Și el își spune oful inimii și apoi Dumnezeu îi zice, te-am înțeles. Știți ce îmi place? Dumnezeu îl confruntă pe Ilie, nu îl condamnă, doar îl confruntă. Zice, Ilie, am ceva pentru tine, trebuie să ieși întâi din peșteră. Dacă vrei în seara asta ca Dumnezeu să facă ceva în viața ta, dragul meu tânăr, e timpul să ieși din peștera ta. Poate te ascunzi de teama oamenilor, ești pocăit și ți-e greu. Nu mai rabzi să fii batjocorit, să fii privit de sus și ți-este teamă. Poate ești în peștera respingerii oamenilor. Oamenii te resping și zici, n-am niciun prieten, nu cunosc pe nimeni, sunt singur. Știți că uneori umblarea cu Dumnezeu te duce să fii singur, că și Ilie a stat singur. Și uneori e bine solitudinea cu Dumnezeu, singurătatea cu Dumnezeu. Dar nu-ți dori să mori când ești singur, că n-are rost. Ce bine că Dumnezeu nu l-a ascultat pe Ilie. Ce bine că Dumnezeu nu l-a ascultat pe Iona, că mai este un candidat la autocompătimire. Numele lui, prorocul Iona, alt proroc. Citiți cartea lui Iona, interesant, are 4 capitole, e o lectură ușoară și super faină. Iona, după ce Dumnezeu îi iartă pe Niniveni, știți ce zice? Știam eu, vreau să mor, Doamne. Știam eu că exact asta am încercat eu să previn, fugind la Tars. Și zice Biblia, iasă din cetate și zice, vreau să mor. S-a mâniat, zice Biblia. Dumnezeu îl întreabă, Iona, ce faci? Ești nervos? Ești nervos. Ești nervos că știam că asta vei face. Dacă cineva se pocăiește, îl ierți. Și eu cred că ninivenii ăștia merită să moară. Și Iona își plângea de milă și zicea,
Vreau să mor. Poate ești în seara asta într-o peșteră a frustrărilor, eșecurilor prin care ai trecut. Dumnezeu zice, ești acolo. Toți am avut eșecuri. Eșecul poate să fie un prieten bun al tău sau un dușman. Dar dacă ai avut un eșec, tot ce trebuie să faci e să ieși afară, să-l confrunți înaintea lui Dumnezeu și să te pocăiești el. Și să-i ceri lui Dumnezeu putere să mergi mai departe. Poate ești închis în peștera unor răni nevindecate. Cineva ți-a făcut rău. Cineva ți-a rănit inima, sufletul. Și acum nu-l mai poți vedea în ochi. Așa cum ni se spunea. Uneori lăsăm ca anumite sentimente să ia locul raționamentului. Știi că e fratele tău, e sora ta. Dar poate ți-o zis un cuvânt nepotrivit. Și ești rănit atât de tare încât te refugiezi ca și eu într-o peșteră și vrei să fii singur, departe de Dumnezeu. Și Dumnezeu bate la ușă. Peștera n-are ușă, dar Dumnezeu vine și zice, Ilie, ieși afară de acolo. Îl confruntă. Nu-l compătimește. Nu zice Biblia că Dumnezeu îi spune, Ilie, așa de rău îmi pare, chiar îmi pare rău de ce ai pățit. Aș fi vrut să nu treci pe aici, nu? Dumnezeu îi zice, Ilie, ieși. E timpul să lași plânsul de milă, compătimirea pentru ce ai pățit, ieși. Când ieși din peșteră, dragul meu tânăr, abia atunci Dumnezeu e gata să-ți vorbească. Îl ascultă Ilie pe Dumnezeu și Dumnezeu îl trimite. Îi vorbește, îi dă o chemare. E foarte fain cum se încheie acest pasaj. N-ai vrea în această seară să ieși din peșteră, dar simt să vă spun asta. Unii v-ați refugiat într-o peșteră și v-ați închis în voi înșivă. Da, ați fost răniți, dar rana ta poate să fie vindecată. E așa de frumos când îl lași pe Dumnezeu să transforme ceva în viața ta. Haideți să ne ridicăm picioare și aș vrea să ne rugăm pentru asta. Și după aceea tinerii vor veni să cânte, dar luați-vă câteva minute și faceți-vă liniște în inima voastră. Și lăsați-L pe Duhul lui Dumnezeu să vă vorbească. Îți zice Duhul lui Dumnezeu, din peștera în care ești, ieși. E singur acolo, e întuneric. Te chinui singur și îți chinui sufletul. N-ai vrea să-L lași pe Dumnezeu să facă ceva cu tine. Că atunci când ieși din peșteră, Dumnezeu e gata să-ți vorbească. Vă rog din toată inima, dragi tineri, lăsați-L pe Duhul lui Dumnezeu să vă vorbească. Și ce aveți să-I spuneți, spuneți-I Domnului. Să plecați în seara asta acasă, eliberați. Eliberați din ce vă ținea închiși. Pentru că atunci când ierți, eliberezi un prizonier pe tine însuți. Când dai drumul la un lucru vechi, spui, Doamne, îți gata să-mi vorbești. Pentru că atunci când stai în peșteră, îți închizi urechile. De-aia Dumnezeu o cutremura pământul și Ilie și-o da seama că nu-i în cutremur. O a prins un foc pentru că Ilie era popular cu focul, știa de pe Carmel, știa că în foc era Dumnezeu. Dumnezeu a suflat un vânt puternic, dar Ilie și-a dat seama că nu e acolo Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu a venit în susurul blând. Știi că Dumnezeu când suferi, te tratează cu finețe. Duhul Sfânt e fin. Vine cu sensibilitate la tine. Și îți spune în seara asta, e timpul să ieși din peșteră. Pentru că odată ce ai ieșit din peșteră, Dumnezeu îți poate vorbi. Hai să ne rugăm și vă îndemn să lăsați pe Dumnezeu să vă vorbească. Hai să ne rugăm.